Bună seara, stimați telespectatori, sunt Nicu Dolea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă, aici la Litoral TV. În această seară am plăcerea să l-am invitat pe domnul Constantin Funda, antrenorul echipei de fotbal CS Năvodar și fost jucător emblematic la Farul Constanța. Bună seara și bine ați venit, domnule Funda. Bună seara și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule Funda, haideți să începem cu ce se întâmplă în fotbalul năvodărean la momentul ăsta. Da, ce să vă spun, acum 2 ani de zile am început un proiect nou. Știți că după desființarea echipei Săgeata Năvodari, am avut o susținere foarte puternică de la domnul primar Florin Chelaru și de la Consiliul Local și am luat-o de la zero. Practic am luat-o de la Liga 5-a, am promovat anul acesta în Liga 4-a și urmăm proiectul pe care vrem să-l facem cu copiii din Năvodari, cu centrul de copii și juniori care și el a pornit într-o nouă etapă, acum odată cu echipa mare, și vrem să creștem niște copii, să le dăm posibilitatea să joace, mai ales copiilor care termină junioratul și nu au unde să joace. Știți că sunt foarte puține echipe în județ, și am găsit toată susținerea din partea autorităților locale. Domnul Chelaru ne-a susținut în acest proiect și ne susține și în continuare. Constanța era, cu ani în urmă, alături de Brașov, erau județele cu cele mai multe echipe în ligile naționale A, B, C. La ora asta e probabil printre ultimele județe cu echipe de... Dacă nu ar fi Viitorul, care are o echipă în divizia A și una în divizia C, ar fi chiar la coada clasamentului. Da, dumneavoastră știți foarte bine, pentru că sunteți un ziarist cu mare experiență. Aveam vreo 7-8 echipe de Liga 3, aveam 4 echipe de Liga 2, aveam echipa Fanion Farul Constanța Liga 1, iar toți acești copii care terminau junioratul aveau unde să joace, pentru că trecerea, eu cred că e o mare problemă a fotbalului românesc, această trecere de la juniori la seniori. Trebuie să ai, nu toți au o valoare deosebită să joace la 17-18 ani, trebuie acomodarea care e de la juniori la seniori, sunt mai multe probleme. Și atunci ar trebui acești copii să aibă posibilitatea. Din păcate, știm toți că problemele economice sunt deosebite, nu sunt bani și atunci... Noi, prin echipa noastră CS Năvodari, încercăm să dăm posibilitatea acestor copii să joace. Am luat-o, v-am spus, de la zero. Vedeți și dumneavoastră că peste tot în țară sunt probleme, echipe de mare tradiție, Farul, Cluj, Petrolul, Rapid, Galațiu. Urziceniu nici nu mai există. Da. Asta vorbim de foste campioane. Da, foste campioane, da. Și de aia vă spun că am avut toată susținerea. Începem și avem un centru de copii și juniori. Spuneți-ne, vă rog, care e structura centrului de copii deci, și junior și numele antrenorilor. Da, deci avem de la copii născuți 2008-2009 până la 98. Deci începem cu grupele cele mai mici de copii care participă la turneile Gheorghe Ola, Gheorghe Iene și după aceea tot ce înseamnă juniori A1 la județ, cei care joacă în deschiderea noastră și care sunt schimbul de mâine. Da, schimbul de mâine și acolo urmărim copiii 98, 99, 2000. După aceea avem toate grupele A, B, C, D, E, la toate grupele, chiar la unele categorii de vârstă avem și câte două echipe care joacă în campionatele de juniori județene, aici pe plan local. Cine este antrenorii? Antrenorii sunt la grupa 98-99 este Adrian Manea, la 2000-2001 este Focan George, la 2000-2003 Florin Adam, care este și colegul meu, care împreună suntem la echipa de seniori, după aceea este Borza Costel și Lazar Emilian. Deci suntem acoperiți la toate grupele de copii și juniori. Avem peste 200 de copii în cele 10 grupe. Fiecare antrenor are câte două grupe de vârstă și încercăm ușor-ușor să facem față concurenței foarte mari pe care o avem de la Academia Hagi și Academia Faru.
Vreau să vă spun că anul trecut aproape toate grupele noastre de copii și juniori au terminat după aceste două academii pe care trebuie să recunoaștem, suntem Hagi, știți performanțele în ultimii 7 chiar ani. La nivel național. Da, național și campion, peste campion la toate grupele. Academia Faru, care și ea are rezultate destul de bune și plus că este această tradiție și acest nume care n-are cum înseamnă să... Mult înseamnă mult în Constanță. Și aria de selecție, nu mai vorbim, noi avem o aria de selecție la 30.000, 35.000 sau cât are Năvodari, în jur de 40.000 de locuitori, pe când Constanța 300-400.000 și vă dați seama și plus din țară care vin jucători. Asta vreau să vă întreb. Da. Vreau să vă întreb, mă scuzați, vreau să vă întreb dacă există și posibilitatea să luați un copil, doi talentați din comunele din jur, știu eu, Lumina, comunele limitrofe. Colaborăm bine cu comunele din jur, cu școlile de acolo, antrenorii noștri de la Centrul de Copii și Juniori se duc în selecție de la Corbu, de la Lumina, deci avem și copii din jurul Năvodarului. Vreau să vă mai spun că tot așa, avem susținerea și promisiunile, domnul primar și Consiliul Local se implică foarte puternic acum să ne facă un teren sintetic lângă sala de sport, dacă știți. Da. Sunt demarate... Planul era mai demult. Da, sunt demarate, am înțeles, destul de avansat. Sperăm că până la anul în vară, ca să avem acest teren sintetic care ar fi extraordinar, cu dimensiuni normale de... Am înțeles 60 pe 105 sau cam așa ceva. Echipele de junior și-ar putea disputa și partidele acolo, sigur că oficial. Da, sigur că da, și atunci se intre în renovare în terenul 2, pentru că avem foarte multe grupe de copii și juniori, echipa de seniori. Mai avem și două echipe de Old Boys în Năvodari care își desfășoară acolo meciurile, vă dați seama că terenul este foarte greu să... E supus foarte multe casne. Prin acest teren sintetic, care eu sunt convins că se va realiza, ar fi un lucru extraordinar. Plus că s-a luat o măsură acum binevenită și de conducerea clubului și de... lăsăm toate grupele de copii și juniori să joace pe terenul mare meciurile oficiale. Pentru că și pentru copii... Deci meciurile CSN Vodar își desfășoară meciurile pe stadionul mare. Flacărea central, da. Pentru că, vă dați seama, și pentru copii e altă motivație când joacă pe terenul mare și nu este o foarte mare problemă să zicem că cei copii de 10, 11, 12 ani să strice... Sunt ușor, nu rup brazde. Avem și pe domnul director Dinicu Constantin, care este directorul clubului, care ne susține în tot ce facem. Vreau să spun că au încredere noi, ne lasă să ducem proiectul mai departe, să sperăm că pe viitor vom avea și o putere financiară mai mare ca să putem să mergem și mai sus. Pentru că deocamdată vrem să construim o echipă, vrem să dăm, să creștem copiii ăștia și când o să fim pe picioarele noastre puternici din toate punctele de vedere, că știți ce implică Liga a doua, a treia, dumneavoastră știți foarte bine. Atunci să abordați promovarea. Da, să abordăm promovarea și asta. Pentru că știți, costurile sunt foarte mari. La Liga a treia, la Liga a doua e diferență mare între Liga a patra și Liga a treia. Contracte, jucători, deplasări, cantonamente, vize, federație, arbitraje. Sunt multe, e un buget destul. Dar atunci mai bine decât să nu facem greșeli, că știți, la multe cluburi s-a vrut și după aceea n-am mai putut și au echipe, exact ce ați amintit dumneavoastră, Urziceni și astea, campioane ale României. Apropo de asta, ce credeți? Vă cer părerea ca om care cunoaște foarte bine fenomenul. Ce credeți, Cernavodă va duce competiția? Financiar vorbim, sportiv depinde, dar financiar va putea să ducă competiția aici până la final? E cea mai mare problemă, pentru că știți, bugetele se fac din an în an. Ei, ca sportivi, eu cred că o să facă față și profesorul Sică Ienache, un antrenor cu experiență, un antrenor foarte bun,
dar totul este partea financiară care, din păcate, de ea discutăm la orice nivel și la orice... Și noi avem copii aceștia, să știți, avem copii care au plecat și la Academia Hagi și la Academia Faru. Adică noi blocăm în cazul când vedem că au posibilități mult mai bune sau să ajungă mai sus. Sau... E o mândrie și pentru noi. De-aia, poate în viitorul apropiat, eu zic că pas cu pas așa, să facem lucrurile cum trebuie, să ajungem și noi la un nivel unde a fost Năvodarea, Liga a doua, Liga a întâia, sigur. Dar cu făcute... Asta a fost apogeu. Apogeu, da. Dar, spuneți-mi, vă rog, ce știți de acel Năvodă? Echipa a prins la public. Publicul vine la meciurile de Liga a treia. Pentru că n-au văzut de foarte mult timp da. Meciul de Liga a treia. A mai fost Axiopolis în Liga a treia, dar cu foarte mulți ani. Da. Nu știu exact acum să vă spun, am înțeles că la primul meci au fost ceva spectatori, au fost ceva lume. Acum știți cum e, vedeți ce se întâmplă și în țară și la Liga 1, s-a pierdut acest interes pentru... Da, la Cernavodă mă gândesc că echipa ar trebui să fie foarte apropiată, publicul ar trebui să fie foarte apropiat de echipă, pentru că sunt jucători de acolo, sunt jucători care au crescut la echipele de junior Cernavodă, având o producție bună, zic eu, chiar lăudabilă de jucători, mereu au fost în frunte în campionatul de junior. Apropo de asta, care e nivelul campionatului de junior? Am văzut unele scoruri astronomice, 10, 12, dumneavoastră câștigați de regulă la scoruri. Da, din păcate, deci echipa noastră de junior e pe primul loc, aproape la fiecare meci marchează foarte multe goluri. Sunt echipele acestea din comune, din sate, care probabil și area de selecție e foarte mică, numai din comună, din sat acolo, și de aceea diferența e de așa de mare. Totul este, trebuie să fim corect, să ne raportăm și la de unde ai area de selecție. Nu? E normal. Condițiile de joc care sunt acum la Liga 4 mai bune bănuiesc decât la Liga 5, care v-ați confruntat în campionat. Da, vă referiți la echipele adverse. Echipele adverse, da, că la noi avem condiții bune, știți baza de la Năvodari. Echipa suporterilor Faru are și ea un teren bun pe care sunt mult mai bune. Ovidiu la fel? Păi de asta vă spun, Ovidiu, Agigea. Chiar am fost acum am jucat ultimul meci și la Poarta Albă, un teren foarte bun, gazonul. Acolo întotdeauna a fost un teren foarte bun. Foarte bun. Deci, un drenaj natural deosebit. Da, un drenaj natural. Deci sunt alte condiții, adică și echipe mult mai bune, se vede o diferență, pentru că noi am câștigat și acum la scor câteva partide, dar totuși sunt 6-7 echipe bune, care sunt apropiate valoric. Ce s-a întâmplat? Pentru că dacă eu rețin bine și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, primul pas a fost unul greșit. Da, știți cum e și copiii au luat, pentru că spun copii, pentru că avem o medie de vârstă de 19 ani și 6 luni și 4 luni, cam asta acolo e foarte, foarte bine. Da, avem copii foarte mulți din Năvodare, avem și din Constanța. Încercăm doar câțiva băieți, avem la 25 de ani, 26 de ani, 2-3 și restul, v-am spus, media de vârstă 19 ani, încercăm să le dăm șansă și copii care au fost la junior republican, care i-am avut eu, care s-au dus, s-au jucat și pe la Faru, s-au reîntors acasă. Sperăm ușor, ușor să facem o treabă foarte frumoasă la Năvodari. Dar ce s-a întâmplat în prima etapă? În prima etapă, de asta vă spun, a fost puțin impactul că ei au luat meciul destul de ușor și am avut, acum nu ca o scuză, am primit gol în minutul 2 și cartonaș roșu în minutul 5. Și am jucat un meci întreg în 10 oameni și la 1-0, la 2-0 am avut ocazii foarte multe să reducem, să egalăm, iar ultimele două goluri au venit pe final, niște execuții foarte bune, super al Măciucă, știți, jucătorul care n-a fost și jucător, mi-a dat 3 goluri la vincul, el are un șut foarte bun. Dar după aia avem, după înfrângerea din prima etapă, am avut 7 victorii la rând, avem 7 victorii la rând. Sper să... La nivelul ăsta, lumea așteaptă cu interes întâlnirea dintre echipa suporterilor fariști și CS Năvodari, echipele care sunt pe primele două locuri. Sperăm să
facem un joc bun, ne întâlnim în etapa 14. Unde se joacă? La Constanța. La Constanța. Sperăm să facem un joc bun, să punem probleme și, dacă putem, și să câștigăm, nu? De asta. Pentru că eu învăț pe copiii ăștia, la fiecare meci mergem cu gândul ăsta să câștigăm victoria, să le dau această motivație. Aveți la nivel de centru, de CSN Vodar, mă refer de la cei mici până la echipa mare, aveți jucători în care vă puneți mari speranțe că vor reuși să ajungă să joace în divizia B, în divizia C, da. Nu știu, să facă performanță? Sigur, sigur că da. Deci începând de la grupa cea mai mare, juniorii care joacă în deschiderea noastră, chiar am trei copii care... Doi dintre ei, anul trecut i-am avut în lot la Liga 5, pentru că ei anul trecut n-au avut competiție. Au avut una doar pe plan local, 6 echipe, pe plan județean, 6 echipe și nu. Și au jucat, au avut multe meciuri, 30 de minute, o repriză și am în vedere, ei sunt ultimul an de juniorat și la anul îi luăm pentru echipa mare 98, copii născuți în 98. Sunt 3 copii buni care îi avem în vedere, plus la 2 copii de la 2000, dacă nu mă înșel, sunt unul sau doi sunt plecați, au fost luați anul ăsta la centru de excelență de la Buzău. Asta înțelegeți? E bine. Adică, care e situația în țara centru de excelență? Clubul primește ceva în schimbul lor? Dacă ei ajung să joace mai sus, primește clubul o recompensă materială? Da, dacă ceva? Ajung să joace în echipa națională de juniori, în echipa națională, clubul primește chiar... Mi se pare că s-a făcut un fel de contract, un fel de asta, ajunge și joacă. Plus că, acum știți, dacă ajung copiii de la asta, poți să ceri grila de formare pe care ai avut-o la dar chiar cu conducerea când m-am discutat, adică nu suntem oamenii aia să punem frână copiilor care vor să ajungă mai sus sau care au calitate, v-am spus. Avem copii care și la Academia Hagi și la Academia Faru care au venit și au jucat la noi câțiva ani buni, adică formați la CSN Vodar. Tocmai asta și până la urmă să fac niște eforturi materiale, poate nu foarte mari, dar să fac. Se fac. Sigur, alte condiții mai sus și pot să crească, de acord, dar și clubul care l-a descoperit, care i-a pus, eu știu, stilou în mână și l-a învățat să scrie. E acea grilă de formare pe care o accesezi imediat cum ajunge să joace, promovează. De-aia vă spun, avem condițiile sunt destul de bune. Deci avem aceste două terenuri, plus avem și sala de sport, care pe timp de iarnă este foarte bună pentru copii. Vă dați seama și din cei mici. Dumneavoastră o știți, este foarte bine dotată, dimensiunile sunt destul și îngrijită corespunzător. Până la 14 ani, fără probleme, desfășori activitatea, să faci o treabă foarte bună. S-au mai făcut acum două terenuri sintetice la cele două școli, iar unde tot cu sprijinul primăriei și autorităților locale avem copiii noștri, au acces și acolo. Poate să se ducă să mai facă... La Legma să mai joacă ceva, antrenamente puteți să faceți sau numai ruibiștii? Putem, dar avem aici, noi deocamdată stăm, ruibiștii fac mai mult acolo. Dar ei joacă meciurile pe flacă? Da, meciurile, de asta vă spun, adică este o viziune sau, cum să vă spun, o abordare a clubului. Știți că noi avem și echipă de rugby, Liga a doua, divizia națională, cum se spune, Superliga, divizia națională. Avem echipe de handbal, juniori republicani, avem box, avem kempo, deci se vrea o paletă mai largă. Sigur, ca să dăm posibilitatea de diversificat. Ca să dea posibilitatea cât mai multor copii din Năvodar să facă sport. Deci la toate secțiile avem peste 500 de copii, să știți, care fac sport în Năvodar. Asta e foarte bine. Spuneți-mi, vă rog, dacă credeți în ideea asta care s-a perpetuat în România, mai ales la cluburile de tradiție, a echipelor susținute de suporteri, așa cum este de fapt și echipa de pe primul loc din divizia D, echipa suporterilor Fariști, așa cum e la Cluj, la
A fost la Timișoara, acum au promovat cei de la Timișoara, ei au fost primii, trebuie să recunoaștem. Galațiu, merg și ei tot pe ideea asta. Ploieștiu, în care culmea la un meci de divizia a patra, dacă nu mă înșel eu, la Ploiești. 7.000 de spectatori. Au fost spectatori mai mulți decât la meciul Steaua cu da, 7.000 voluntari. Au fost, da. Cred până la un anumit punct. Adică suporterii, cum sunt și la Constanța pentru Farul, jos pălăria pentru ei, au făcut un lucru extraordinar, exact ce spun ei, spiritul farist să nu moară, e un lucru foarte bun, dar până la un anumit nivel, adică eu cred că ei au șanse foarte mari să promoveze, dar de la Liga 3-a trebuie implicare financiară foarte mare. Acum, nu știu, autorităților locale susținuți, pentru că, vedeți, asta e problema noastră în România. În străinătate, partea privată este foarte puternică și tot ce înseamnă sport, tot ce înseamnă fotbal se plătește. Se vin cu sponsori, cu susținere financiară, cu patroni, cu patronat. Societățile comerciale care ființează anume arie geografică ajută sigur, sportul din acea arie geografică. Sigur că da. La noi, acum, sunt societăți care au și putere financiară, dar nu știu de ce nu se implică. Dar cred că totuși susținerea vine din partea autorităților locale. Adică un suport ca să-ți asigure o bază cât de cât să fie. Pentru că situația economică în România, asta este din păcate. Da, și ajungem la situația în care, paradoxal, la ora asta, de exemplu, cheltuielile unei echipe de divizia B, sunt mai mari decât uneia de Liga 1. Pentru că deplasările foarte mari dintr-un capăt în altul al țării, da. Cu sim, același număr de sportivi, că nu te poți deplasa la Liga 2 cu mai puțin sportiv decât la Liga 1, nici nu poate să mănânce mult mai ieftin decât da, cei sim, de la Liga, pentru că fac efort, îi îmbolnăvești, nu? Sigur. Trebuie să-i cazezi la hoteluri cât de cât decente și toate astea să te duci la, nu e cazul la Constanța, dar dacă ar avea echipă de Liga 2, să te duci de la Constanța la Satul Mare și pe urmă la Rădăuți și pe urmă la Timișoara, sunt cheltuieli extraordinar de mari. Da. E cea mai costisitoare competiție fotbalistică din România, zic eu, din toate timpurile, această ediție a Ligii a doua. Da. Și vedeți că și rezultatele încep să fie foarte ciudate de la o etapă la alta, pentru că echipele nu fac față la acest ritm. Nu, nici n-au nici jucători, n-au nici alimentația, probabil nici condițiile de refacere și știți ce importante sunt. Păi sigur că da, de asta vă spuneam. Ei pas cu pas, dacă nu ai o situație foarte bună financiară și nu ai un buget sigur și serios, nu poți să faci față. N-ai cum, pentru că exact ce a spus dumneavoastră, intervine alimentația, refacerea, deplasări. Acolo trebuie să pleci cu două zile cel puțin înainte să pleci. Dacă vrei ceva de la competiție. Dacă ai plecat dimineața la ora 7 și ajungi la 12 noapte acolo și a doua zi la 11 joci, vă dați seama ce stare. Deci asta e. Da, vom reveni și vom discuta despre fotbalul din România. Am vorbit mai mult în prima parte despre ce se întâmplă la Năvodar și în aria Dobrogei, despre fotbalul din România, de ieri, de azi și mai ales de mâine. Dar asta după o scurtă pauză publicitară. Am revenit la săptămâna sportivă, aici la Litoral TV, alături de domnul Constantin Funda, antrenorul echipei CS Năvodari și fost jucător emblematic al echipei Farul Constanța, așa cum v-am spus. Și în partea a doua o să ne axăm pe fotbalul românesc în general și aș începe prin a întreba pe domnul Funda cum îi se pare actuala ediție de Liga 1. Din păcate, trebuie să... Părerea mea este un nivel destul de scăzut al jocului. Și știți destul de bine, sunt mai multe cauzele în care am ajuns aici. În primul rând, se vorbește de 20 și ceva de ani, poate de 25 de ani, de copii și juniori, de centrele astea de copii și juniori. Dar nu se face nimic pentru ele. De aici a început, eu zic, decăderea fotbalului românesc. Pentru că dacă se investea aici, pentru că copii talentați avem, am avut tot timpul, în toate generațiile. Dar trebuie să știm să
băgăm în acești copii, să investim în ei și după aceea vin și rezultatele. Ca dovadă, avem în Academia Hagi care ne dă un exemplu clar. S-au investit într-adevăr bani destul de mulți, s-a investit pasiune, s-a investit un nume mare și ca dovadă a ajuns în Liga 1, joacă cu copiii de 18, 19, 20 de ani și rezultatele sunt foarte bune. Deci eu cred că una din cauze la nivelul scăzut în care s-a ajuns este această centrele de copii și juniori. Vi se pare bună ideea de a obliga echipele din primele trei ligi să aibă un număr de jucători sub 21 de ani? Da, știți că părerile sunt împărțite da, pe acum, pentru că obligi un club în care bagă bani și problema aceasta nici nu se punea acum câțiva ani, acum 20 de ani, 25 de ani. Sau da, cine avea valoare, pleca. Nu exista să nu fie cel puțin doi jucători sub 21 de ani să nu joace la echipa mare. Și dau exemplu Farului, în care fiecare generație, deci aproape fiecare an, scoteam cel puțin doi jucători care jucau la echipa mare. Cel puțin doi jucători, plus ceilalți jucători care alimentau celelalte cluburi din județ și reveneau după aceea la Farul Constanța. Deci nu se punea problema. Dar eu zic că nu este o idee rea, măcar dacă nu putem sau n-au valoare, sau puțin să forțăm puțin lucrurile. Cu toate că un antrenor, dacă un jucător are valoare, nu se uită la vârstă. Nu, dar eu cred că prin jucătorii sunt cluburi care, așa cum e Dinamo la ora asta, dar în primul rând cum e Viitorul, care nu au o problemă cu a avea jucători sub 21 de ani. Sunt și altele care au o problemă, dar jucătorii ăștia pot până la urmă să crească. Pentru că jucând meci de meci, important e după ce ei ies din această paradigma a două legii, ei vor mai reuși să rămână în Liga 1? Sau dacă îi vedem în Liga 3, înseamnă că a fost o investiție ratată. Da. S-a pierdut un an cu ei și ei nu reușesc. Iar trebui să rămână măcar printre primii 16. În mod normal, la o echipă de Liga 1, n-ar trebui să fie o problemă 2-3 jucători sub 21 de ani. N-ar trebui să fie o problemă. Adică clubul respectiv trebuie să aibă 2-3 jucători de valoare să joace titular fără probleme. Și mai departe, exact ce a spus dumneavoastră, dacă ai valoare, trebuie să joci în continuare, nu forțat și nu impus. Dar, cel puțin pentru Liga a doua sau chiar pentru Liga a treia, este, eu cred că e o măsură foarte bună aceea cu 3 jucători sub 19 ani. Au posibilitatea de a juca, iar zic eu că dacă cluburile administrează așa cum trebuie această regulă, ei poate să-și asigure și un oarecare buget. Pentru că un jucător, toată lumea e cu ochii pe jucătorii tineri. Și dacă un jucător joacă meci de meci la Liga 1, e imposibil să nu-l vadă cineva și să-l vrea mai departe. E cazul la Galația lui Tudori. A fost un jucător tânăr, a intrat, l-a luat Steaua. Deci a plecat la cel mai înalt nivel. Nu știu cât va face față aici, asta depinde de el. Ceahlău a avut, vorbesc de echipe mici, echipe care au retrogradat. Ceahlău a avut 3 jucători, Ștefănescu, Papadiuc, a mai fost încă unul. Și care au rămas în Liga 1 pentru că toată lumea caută jucători tine. Exact ce vă spuneam, ne întoarcem tot la centrele de copii și juniori. Dumneavoastră știți foarte bine că în țară la noi erau cluburi de mare tradiție cu centrele de copii și juniori și nu era niciun fel de problemă. Începând Craiova, Petrolul, Bacău, Iași, Pitești, Cluj, Pitești, da. Constanța, Timișoara, Aradu. Deci erau Brașovul, da, toate echipele. Pentru că erau și foarte multe echipe în zonă. În toate orașele astea care mi-a spus, erau foarte multe echipe satelit, foarte multe echipe care trăiau din producția centrului de copii și juniori, dar care le dădeau de lucru copiilor. Adică aveau posibilitatea să joace. Unii, poate, nu mai reveneau niciodată din Liga 3-a, dar erau și foarte mulți care creșteau și ajungeau mai da, sus. Da, da. V-am spus trecerea asta care se făcea, pentru că erau foarte mulți copii valoroși, juniori valoroși și nu toți puteau să prindă lotul echipei mari la 18 ani, da? Când terminau junioratul. Și atunci li se dădea șansă, jucau 2-3 ani la echipe de Liga 2, Liga 3,
prindeau curaj, prindeau jocuri în picioare și după aceea reveneau fără probleme. Eu am spus mereu povestea lui Aurică Țicleanu, pe care o știu foarte bine, pentru că Universitatea Craiova mergea la Petroșan și l-a luat după drum de la Sadu, a jucat la tineret în meciul ăla, imediat, la două zi, după care a rămas în lotul echipei mari și nu s-a făcut un an și a ajuns în echipa națională. Da. Deci din divizia C de la Metalurgistul Sadu. Dar cineva a avut ochi, cineva s-a dus, l-a văzut și el a luat și el. Aici ajungem la a doua problemă, era și o politică foarte bună. Eu am avut mari antrenori care dumneavoastră îi știți foarte bine, ne-a ieșit Biucă și Constantin Tâlvescu, Hașoti, Emanuel Hașoti și Neagică Constantin. Cei doi, Hașoti și Neagică Constantin, aveau o politică excelentă. Nu exista cantonament de vară, iarnă sau în timpul săptămânii să nu ia 3-4 jucători juniori de la echipele de juniori. De la asta a învățat Hagi foarte bine și asta face acum. Îi creștea și ce să, de unde să încep? Încep mai din promoția Tufan, Sorin Tufan, Stere, Mihai, Mihai Georges, Pormă Mustac, Marian Popa, Bârbora, 67 ei sunt și așa mai departe, Marian Dinu, Popovici, toate și generațiile toți, care... Toți au crescut și au ajuns jucători importanți de Liga În fiecare, cel puțin cu 2 ani înainte ca ei să debuteze la echipa mare, ei erau luați în cantonamentele de iarnă, vară, cu echipa mare și erau luați o dată sau de două ori pe săptămână la pregătire cu echipa mare. Și făceai să dorească să ajungă acolo și să dorească acolo, să rămână definitiv acolo, care într-adevăr avea ambiții să creia copilului dorința asta de a fi printre cei mai buni. Da. Iar la meciurile echipei Faru nu veneau ca acum 2000 de oameni pentru care eu am toată stima că vin și își încurajează echipa și veneau și în divizia B și în divizia A când au fost, dar tot vreo 2000 erau. Stadionul Faru, eu țin minte că era plin, dumneavoastră știți mai bine, da. Cum era pe vremea dumneavoastră un meci al echipei Faru? Nu vorbesc de meciurile cu Steaua și Dinamo, dar un meci obișnuit al echipei Faru. Un meci de obișnuit nu erau sub 12-14.000 de spectatori. Nu mai spun, și în Liga a doua când am fost, cel puțin anul când am promovat, stadionul era full. Erau meciuri care se juca de la ora 11, la ora 9 stadionul era plin. Și spectatorii participau efectiv, adică nu priveau ca la teatru. Bine. Erau spectatori care își încurajau echipa efectiv, așa cum vedem afară. Bineînțeles, de asta vă spun că am avut și antrenori foarte, foarte bune, antrenori mari, oameni care, în afară de fotbal, te învățau și problemele de viață, de zi cu zi și ne educau ce trebuie să facem mai departe când ne lăsăm de fotbal, ce trebuie și asta încercăm și noi că am luat de la ei să educăm copiii ăștia, mai ales că sunt total schimbate timpurile și, da, și e altceva. Datele probleme sunt altele. Altele, dar încercăm, sperăm că nu tot ce a fost vechi nu înseamnă că nu e bun. Sunt absolut greșit sunt principii politică. Foarte bune de viață și de asta care ne învățau să ne facem meseria de antrenor, de exemplu, ne învățau de atunci să luăm notițe, să ne notăm antrenamentele, că ne spuneau nu se știe când o să ajungeți și voi antrenor. Și uitați, mulți dintre noi am ajuns antrenori. Pentru că e greu să ieși din fenomen. Ai trăit, e greu să ieși din fenomen. Da, poate avem și acum metode de pregătire de la marii noștri antrenori. Și, din păcate, sigur, dumneavoastră ați punctat foarte bine, principala cauză sunt lipsa unor condiții foarte bune de pregătire, o salarizare, zic eu, slabă, foarte slabă, a antrenorilor de la copii și juniori și asta nu-i îndeamnă, nu-i îi aduce spre munca asta pe foarte mulți foști jucători care ar putea să facă munca asta dacă ar fi decent plătiți și mai ales lipsa spectatorilor de pe stadion. Pe dacă eu, părinte, nu vin cu copiii mei la meci și ei nu sunt atașați de culori și nu sunt atașați de un jucător și nu doresc să fie, că n-au modele, dacă ei n-au modele, dacă ei n-au ce să vadă în oraș, exact. În Constanța ce să vadă? Exact. Nu poate să vadă. Ce spuneți dumneavoastră, că ieri sau alaltă ieri m-am întâlnit cu cineva și mi-a spus, păi știți, m-a luat tata de mână și mă ducea la, vă cunosc de când veneam la meciul la Faru și m-a luat tata la meciul. Înțelegeți? Dacă nu mai vine tata, nu mai vine nici copilul. Da. Acum, ce să vă spun, a apărut
partea asta, implicarea părinților. Eu nu zic că nu trebuie să fie implicarea părinților, dar este excesivă la un moment dat. Da, când adică trebuie rămas un anume eu punct. Mă duc la multe meciuri și la grupele noastre de copii și juniori și la alte meciuri, mă duc și văd, stau în tribună mai cu un coleg, cu un prieten și ne uităm la meciuri, mai urmărim copii, mai și văd părinții care, sincer să vă spun, de unde au ei noțiuni despre fotbal, de dau indicații. De dau indicații. Tu nu rămâi. Și mai a apărut o chestie, acum vreau să fiu, cel puțin acum, foarte multe femei la meci. Da, mămicile se implică extraordinar de mult la meci. Dar când văd că dau indicații tactice, asta mi se pare mai te bunește râsul. Da, am și lucrat o bună parte la nivel de copii și juniori și eu și discutând cu foarte mulți dintre cei care sunt pe marginea terenului și tătici și mămici, am ajuns la concluzia că mai ales mămicile au clar așa, domnule, este copilul meu să ajungă cum e mutul, cum e chipul, să fie plin de bani, îi văd deja fotbaliști. Da, deci așa cum foarte mult părinți s-au trimis la un anume moment copiii, fetițele la gimnastică, toate să ajungă ca Nadia. Ei, nu se poate, sau toate ca Simona Halep. E foarte bine că avem exemple mari și modele și astea, da, sigur că da, modelele aduc, pentru că țin minte la cursurile noastre de antrenori, când m-am făcut eu antrenor, unul din lucrurile care au venit și un antrenor din străinătate, din Germania, îmi spunea că la copii și juniori trebuie puși foști jucători al clubului respectiv, jucătorii care au un nume, pentru că sunt modele în fața copiilor. Și poate să corecteze arătând. Și poate să asta, deci asta vreau să spun în continuare, acel antrenor poate să arate. Eu nu spun că nu sunt și antrenori buni care n-au jucat fotbal sau au jucat la un nivel mai mic. Nu. Dar la copii și juniori e foarte important să-i arăți copilului. Să-i arăți cum trebuie să dea cu exteriorul, cum cu interiorul, cum și cu cel mai bine este să vadă, să-i arăți, să vadă și să mai poți. Adică jucătorii care se lasă de fotbal, atunci în momentul în care ei se pot implica în această muncă de la copii și juniori, să fie învățătorii fotbalului. Da, mai sus, sigur, poate să nu fi jucat fotbal niciodată, să studieze tactică și să facă tactică, dar pentru asta jucătorul trebuie să aibă noțiunile de bază. Iar astea nu îi le pot da decât cineva care a jucat fotbal. Și a jucat la nivel înalt, cu cât a jucat mai sus, cu atât mai bine. Mai bine. E un și mai ales cu cât sănătatea îi permite să exemplifice. Să exemplifice. Pentru că, vă spun, copilul prinde extraordinar când îi arăți. O dată, de două, de trei ori. Când îi arăți tu, iei piciorul, îl pui unde trebuie. Și ambiționez. Îi spui cum să lovească. Nu pot să fac și eu la fel? Sigur că da. De asta... E o meserie care se fură. Dar ați văzut că sunt copii, sunt anumite lucruri pe care le face Neymar, Ronaldo și foarte mulți copii încearcă să le facă. Da, păi e foarte bine că încearcă. Să vă spun că la copii, la juniori, la de asta, sunt deci Zidane. Îi spui Zidane și știe, face aceea cu picioarele, știți, Ronaldo. Deja sunt clare, pentru asta Hagi. Trebuie să exemplifici. De asta, trebuie să vadă făcut. Da, trebuie să-i arăți. De-aia vă spun, apropo, a fost o perioadă unde la Farul era o politică excelentă și pe timpul Nea Petre Buduru și Nea Jean Garabet. Deci toți antrenorii clubului erau din foști jucători a clubului. Începând de la grupa mare, cum era tineretul, era Nea Costică Tâlvescu, Nea Ioși Bucă și Bebe Iovănescu, Dumnezeu să ierte, Marinov, Fane Petcu, eram Constantinescu, eu Constantinescu, probabil Constantinescu, toți eram și după aceea preluau din generație în generație. Venise Marian Popa, după aia Butoiu, deci toți jucători, toate cele 11 grupe de copii ale Farului aveau unul sau doi antrenori. Așa mi se pare normal. Bineînțeles că trebuie puși oameni serioși, oameni care au arătat ceva în viață, care au și demonstrat că sunt, în afară de fotbal, au și făcut ceva în viață, au preocupare, au tot ce... Elisabeta Lipă, actualul ministru al tineretului și sportului,
promitea acum de curând, ieri, alaltă, cred, dacă nu greșesc, că va apare noua Daciadă. Ce credeți despre asta? Foarte multă lume a hulit-o fără să știe exact despre ce e vorba. Oameni care n-au făcut sport. A, e comunistă, Daciada lui Ceaușescu. Dar eu cred că e necesară. E necesară pentru a descoperi sportul, pentru a-i face pe oameni să iubească sportul, pentru a-i face pe copii să revină la sport, la întrecere, pentru că n-au nimic de pierdut dacă învață să se întreacă, dacă învață să alerge. Îți deschide aria de selecție. Sigur că făcând la nivel mai mare în comune, în sate, în cartiere, în orașe mici. În orașe mici, în astea, normal că se deschide aria de selecție și poți să vezi că o să iei 20-30 de copii, dar unul dacă prinzi din fiecare localitate sau de asta, e ceva foarte bun. Da, de exemplu, dacă la nivel de Năvodar se știe la un moment dat, domnule, uite, primii trei la viteză din Năvodar sunt Ionică, Vasilică și Popescu. Da. E ceva și pentru el și copilul, oricum un sport, dacă e un copil dotat cu viteză și el vrea să facă sport, se găsește ceva, un sport în care el să poată să-l facă, dincolo de atletism, care ar fi în primul rând dacă are viteză. Dar în orice sport, dumneavoastră nu căutați viteză când vine un copil, dacă are viteză... Două lucruri, eu cred că sunt esențiale. Tehnică și viteză, asta sunt numărul unu. Dacă le-ai pe astea două, dacă le-ai și specială. Faci și rezistența, faci și forța. Astea se pot face, viteza nu se poate îmbunătăți prea mult. Tehnică, îndemânare, cânsărea și viteză. Sunt două lucruri mari. Care sunt necesare la orice sport. Că și la handbal trebuie îndemânare și viteză. Și la orice sport. Basket și la orice. Poate la volei mai puțin viteză. La îndemânare, abilitate. Vedeți jucătorii mari. Ce a avut Gică Hagi, ce are Messi. Bineînțeles, nu se poate fără Ronaldo. Poți să depășești adversarul decât având o calitate în plus față de el. Și până la urmă toată ideea tactică și tot ce discutăm noi cu așezări, cu despre fotbal, până la urmă este unul la unul. Dacă eu, echipa X, ajung cu un jucător în plus în fața careului, față de echipa adversă. Cum poți să ajung cu un jucător în plus decât depășindu-l ori prin dribling, ori la viteză. Și atunci am superioritate și pot să-mi scriu. Să știți că se punea mare accent. Când am jucat eu fotbal, m-am spus pe Neagică Constantin, foarte multe exerciții de unul la unul. Care asta rezolvă jocul. Asta e treaba, când ajungi 1 la 1 acolo e valoarea. Pasăm și facem 0-0, 1-0-0, da. Se plictisește toată lumea. De fapt, asta e și calitatea unui mare jucător, să scoată om din joc, nu? 1 la 1. Ai creat superioritate și... Dar și făcea antrenamentul, era axat pe asta, se făceau foarte multe. Foarte, foarte multe exerciții de 1 contra 1, 2 contra 2, deci erau, dar foarte multe pe această latură. Din păcate, revin la asta, la lipsa spectatorilor și pe care privesc, acum avem 100 de meciuri pe weekend, dacă nu mai mult la televizor, din toate campionatele. În Belgia, stadioane pline, unde nu e un fotbal chiar mult superior la nivel de club față de ce avem noi. Deci în Belgia, stadioane pline, în Olanda nu mai vorbesc, Franța, Spania, Anglia... Oriunde în Europa stadioanele sunt mai pline decât noi. Eu cred că și în Bulgaria sunt stadioanele mai pline decât la noi. Da. Totuși, vedeți, discutăm toți oamenii de sport, de fotbal, de problema asta. Este o enigmă. Până la urmă, nu știu de ce nu mai vin oamenii la sport. Sau vin foarte rar când e câte un meci din ăsta important. Când era Farul, juca cu Steaua, să zic. Sau când a venit Steaua aici, a mai jucat de vreo două ori. Sau acum a ajuns și la echipa națională, vedeți, e o problemă, nu mai vin spectatori. Acum nu cred că este numai problema asta unde se dau foarte multe meciuri. Cum a spus, în străinătate nu se dau meciuri. Se dau și acolo, asta. Sigur că și a zis și niște țări care nu punem Anglia, nu punem Germania, unde este o cultură clară. Dar în Ungaria vin mai mulți oameni. Dar în Belgia, în Polonia, în Ungaria vin numai mai mult, și în Ucraina. Poate știu spectacolul. Să fie de bine și infrastructura rămasă și infrastructura. Foarte mult în spate. Adică te duci la stadion, îți rupi hainele după tine, nu ai condiții, nu... Acum, peste tot sunt stadioane, încep să fie stadioane. Este o problemă foarte mare. Toată lumea vorbește despre stadionul din Constanța, cum arată. Da. Chiar nu se poate găsi o rezolvare să se facă acest stadion. M-am uitat UTA unde joacă, undeva într-un câmp. Da. Luceafăr Oradea joacă într-o comună lângă Oradea, deci în Oradea nu e un stadion care să poată să găzduiască în condiții bune o echipă de fotbal de la Liga a doua.
La Arad înțeleg că e în construcție. La Târgu Jiu e în construcție stadion și joacă la Severin. Severin nu are stadion, dar nu are echipă. Târgu Jiu are echipă, dar nu are stadion deocamdată, dar am înțeles că se face. La Craiova e un stadion în construcție, joacă totuși pe extensiv, care e rămas mult în urmă. Acum se va duce și Craiova la Severin. Da. Constanța are un stadion al lui Gică Hagi, e în condiții decente, e un stadion ca lumea, care nu poate să primească foarte mulți spectatori, dar pentru cât vin la echipa lui, el are condiții decente. De asta spun că... Dar sunt puține. La Iași de Abii, cu Chiu, cu Vai și cu foarte multe, cu foarte multe derogări au reușit să joace un meci din tur preliminar al... De asta spun că noi la Năvodar stăm destul de bine în partea aceasta. Stăm bine, v-am spus, dacă se face și acest teren sintetic, atunci chiar e super. Da, la nivel de pregătire, da. Stadionul din Năvodar putea să fie, dacă ar mai fi mers acea idee cu săgeata, și stadionul putea să fie stadion de Liga I-a ușor, cu scaune de jur împrejur și cu nocturnă. Cu renovări, cu niște... Da. Dar, nu cu foarte multe, dar putea să devină. Da. Bine, ideea asta acum, care mi se pare foarte, foarte bună și foarte normală, de a avea încălzire, instalație de încălzire pentru gazon, pentru că noi jucăm toamnă, iarnă, mult. Se joacă chiar mult în toamnă, până în decembrie, apoi începe din martie, când deja sunt ploi, mai sunt și geruri, și nu poți să joci chiar pe orice stadion. Cum vi se pare stadionele sintetice pentru Liga I? Acum Chiajna sunt, Chiajna, sunt câteva stadioane sintetice foarte bune. Dar eu cred că la Liga I trebuie teren gazonat. Așa cred, părerea mea. Sunt foarte bune, că și la sintetic sunt diferite lungime de mai mare, mai moale, mai de-astea. În schimb, sunt foarte bune, v-am spus, pentru centrele astea de copii și juniori, care pot să-ți desfășori activitatea excelent pe orice timp. Mai sunt, dacă mai faci și un balon, e extraordinar pe timp de iarnă. Dar pentru Liga I, cred că ar trebui gazonate. Așa am fost noi învățați, sau, mă rog, așa mi se pare normal. Pe finalul discuției noastre o să vă întreb dacă sunteți amabili să avansați un pronostic, ce face echipa națională în aceste două deplasări în estul Europei? Da. Din păcate, și echipa națională este cum e tot fotbalul românesc. Deci a scăzut destul de mult, zic. Rămâne, trebuie să fim foarte corecți și să spunem că echipa națională nu mai e așa de valoroasă cum era înainte. Nu spun de generația lui Hagi, dar cel puțin generația lui Mutu, lui Chivu, lui Adrian Ilie. Atâta vreme când la noi vin și joacă titulari jucători care un an de zile stau pe bancă la echipe modeste chiar. Da, asta vreau să vă spun. Spuneți-mi unde câți jucători din România care pleacă afară se impun de titular de drept, da? Titular de drept. Acum văd Chipciu cu Stanciu. Da, haide să fim serioși, Anderlecht nu e o echipă de primele 20 din Europa. Da. Nu. Sunt în Turcia, mai avem câțiva care joacă la echipe de... Avem jucătorii care jucau la Barcelona, jucau la Real Madrid, jucau la Inter, la Tottenham, la Inter, la... Știți, doar la Valencia. De generația de aur nu mai vorbim, că toți erau titulari, începând cu Viorel Moldovan, cu jucători care, să zicem, nu erau vedetele echipei naționale. Ganea, Gâlcă. Nu reușești să fii titular la echipa la care te duci și stai continuu să stai acolo, așa cum a făcut-o, din păcate, Pantilimon, care a tot stat rezervă de ani de zile. Sigur, financiar probabil o să fie bine pentru el la finalul carierei, dar poate ar fi reușit să câștige mult mai mulți bani dacă se ducea undeva să apere, să-l vadă oamenii și nu să stea la Manchester City, unde n-a jucat nici 10 meciuri în 2 ani. Valoarea îți vine din meciurile jucate în campionate puternice și să joci meci de meci. De acolo vine și VAR. Banca nu l-a făcut fotbalist pe nimeni. Terenul e cel care face fotbalist. Atunci. Domnule Funda, ne-am apropiat
simțitor de finalul întâlnirii noastre, una foarte plăcută de altfel. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Sper că altă dată să ne mai vedem și altă dată să avem lucruri mai bune de povestit, să fim mai optimiști și mai entuziaști. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o cu noi și vă aștept la o altă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă la Litoral TV. Vă doresc o seară minunată!